Stimați concetățeni, bună seara! Haideți să discutăm despre cele mai importante evenimente din această săptămână. În primul rând, vreau să vă spun că aceasta este ultima emisiune de Președintele Răspunde, că am pierdut. Ca să nu mai spun pe tare lung, să înțelegeți și voi. Și chiar azi ne-a luat valiza și hulughii din Președinție. Știu că această glumă vă place vouă. Și că ne-am luat un apartament. Ne-am închiriat chiar lângă Președinției, că nu știu cum, parcă nu mă pot despărți. Foarte mare scandal și tam-tam foarte mare și mesaje masive în adresa mea că Igor Dodon a fost personajul rău în această campanie electorală. Oameni buni, și cu voi. Unde trăiți voi? Voi la televizor vă uitați? Este PR negru. Asta din Moscova, ne-a dat sfat Kirkorov. Voi n-ați auzit de așa ceva. Voi nu înțelegeți așa ceva. Întrebați-l pe Toli Druga. El cu ciorapi rupți cu este. Numai el cred că și-a înțeles. Voi mai aveți de mâncat măligă, cum s-ar spune. Și am vorbit chiar și zilele acestea cu Donald Trump, că a pierdut și el alegerile dânsul, câștigat Biden și ei sănătos și el. Și am spus, domnule Trump, dacă vreți, veniți la mine aici, la Cahul. Am un sanatoriu tare bun. Am niște femeiuși care fac acolo niște proceduri tare bune. Venim la rănichi, fac cu năsâp, cu namol, cu nu știu ce. Veniți încoa. Domnul Trump, îți că hai că mă gândesc. Să gândiți-vă. El acum se vehiculează în presă de acolo masiv că soția lui vrea să se disparte dânsul, că amul dacă nu e președinte. Și stăteam ieri cu Galea și ne uitam la televizor și o întreb, dar tu ce planuri ai? Și eu râsul, zic că, Igor, aș, nu știu, așteaptă-te. Zic, Galea, tu ce, ți-ai patirit niuhul? Și fără COVID ți-ai patirit niuhul, mă ting. Ai râs, am glumit. Cam familie. Și am văzut că toți sunteți cu mai avem o șansă, cu Moldova mai are o șansă. Oameni buni, din nou mai ia să vedem ce ați faceți. Din nou mai, când ați să închidă memorialul, când ați vede voi să ieșiți pe stradă. O să vă interzică să vorbiți în limba rusă. Nu o să vă de... Încă vedeți? De-am nus președinte, dar încă mișinesc așa din reflex, din inerție. Și chiar acum în această campanie, chiar în ziua votării, am încercat să înscenăm niște filmulețe, cum că se dau bani ca să se voteze cu Maia Sandu. Mi-a arătat și linie, a venit consilierii și a zis că, domnule Dodon, uitați-vă la video, e bun? M-a uitat. Zic, dar și cu actoria asta, și ne-a învățat. Emilian Crețu, Cătălin Lungu, și mai gine chemam de-am pe și e. Așa e de-am avea ziua și mai gine. Și așa e tot ei, vai de dânș. Zic, lăsați, e normal și așa. Și tot spuneam că în primul tur diaspora a votat masiv cu Maia și din cauza diasporii am pierdut eu. Le-am zis că sunt electorat paralel. Și ieri a venit fișorul mai mare la mine, că el de cum am împlinit 18 ani. Taman după alegeri, nu dovedit să mă voteze. Și îmi spune că, tată, dacă vrei să știi, în turul 2 tuși fără diaspora pierdut. Zic, da. O zic că, mă tale, îmi pare că ești într-un univers paralel fix ca și cum spune tu că și cu diaspora, că sunt electorat paralel. Zic, hai că e bun. Feciorașul meu. Am apucat de bolfe. Schian, marș la tine în cameră. Duș pe sport. Și acum, chiar am vorbit zilele acestea cu doamna Kirkorov, chiar ieri, dacă nu mă înșel. Am sunat-o chiar ieri și zic, doamna Kirkorova, proiectul acela cu Sadova și cu stat independent, zic, mă ting să anulează. Și mă întreb, dar ce, Igor Nicolaevici? Zic, dar la televizor nu vă uitați că eu am pierdut. Doamna Kirkorova, mă zic că noi azi ne rugăm și azi mai știi, ca azi mai știi. E asta știe să zic. Bun, aici încheiem această emisiune. Ultimul episod din Președintele Răspunde. Dar și ne știe. Că eu la minciune bun. Sănătate. Opriți camera asta. Cine acolo? Eu să mai fac un episod pe data viitoare, să zic. Poate câștig la anul.
Mandat următor.